Salut, sunt Silviu și azi o să vă povestesc cum am reparat această Tesla cu doar 5 lei. Și o problemă pe care am descoperit că mai toate mașinile Tesla o vor avea mai devreme sau mai târziu. La mine toată povestea a început, dacă vă amintiți, într-un clip precedent am povestit cum am fost la service Tesla cu o problemă asta iarnă, când mașina undeva la sub 1 grad, sub 0 grade, începea să nu mai bage căldură. Și pompa de căldură începea să meargă foarte tare, ventilatoarele mergeau foarte tare și rămâneam fără căldură, efectiv. Am fost cu ea în garanție, mi-au spus că avea un pic de freon pierdut, au completat. N-am mai apucat să văd dacă problema s-a rezolvat, pentru că, așa cum ziceam, se întâmpla doar sub 0 grade și am fost undeva prin februarie, început de martie și n-am mai avut temperaturi cu sub 0 grade. Ei bine, problema a reapărut acum, vara, aceleași simptome, doar că pe invers. Adică atunci când începea să fie foarte cald, nu mai mergea aerul condiționat sau nu mai băga suficient de mult. Apogeul a fost undeva săptămâna trecută, când unul dintre șoferii la prânz, mașina oricum începuse să consume foarte mult, la fel cum se întâmpla și iarna, de fapt. Atunci când nu mai băga căldură, culmea și consuma foarte mult. La fel și acum. Nu mai băga aer condiționat, începea să consume și foarte mult. A fost la supercharger să încarce mașina și după aceea, la întoarcere de acolo, a luat o cursă mai lungă de vreo 30 de minute. Mașina a avut consum de 50 de kWh pe 100 de km, deci practic autonomie de 120 de km. Înăuntru m-am uitat pe aplicație, nu a reușit să facă mai puțin de 29 de grade. Chiar cea șoferul că cel mai probabil și-a luat și o stea pentru chestia asta, că au întrebat și clienții, domnule, dar de ce e așa caldă mașină? Vă dați seama de toată rușinea. Și asta s-a întâmplat aproape în fiecare zi în săptămâna trecută. Aceeași problemă, la prânz începea să crească consumul foarte mult, autonomia scădea foarte mult. Același lucru ca iarna, practic când atingeai o temperatură critică afară, să spunem, nu mai mergea climatizarea sau nu mai mergea suficient de bine. Și atunci, în weekend, am scos și eu mașina să văd ce se întâmplă și sâmbătă acum am ieșit cu ea, Bucureștiul pustiu, 35 de grade afară. La mine nu s-a manifestat problema, adică n-a început să crească enorm de mult consumul. Chiar și la 35 de grade am văzut că era încă decent, era sub 20 de kWh la 100 de km. În schimb, ce am observat, ventilatorul de la radiatorul din bara față mergea în continuu la maxim. Și m-am întrebat, ok, așa se întâmpla și de fapt și la șoferii mei când avea consumul foarte mare. Și am zis, ok, ce se întâmplă, de ce la mine nu crește consumul, deși și eu fac același lucru ce fac băieții mei. Merg cu mașina de la A la B. Bine, care era diferența majoră între mine și ei era faptul că orașul era liber și asta înseamnă că mașina nu stătea în trafic. Și mergea, efectiv mergea. Și atunci deducția logică este că a apucat totul să se răcească mult mai bine acum, pentru că mașina mergea și nu era blocată în trafic. Deși temperaturile afară erau la fel. Asta era principalul blocaj, pentru că era aceeași temperatură, mă gândeam, dar de ce e diferit? E bine, era diferit faptul că mergeam cu mașina și atunci mi-a picat fisa. Înseamnă că nu se răcește bine. M-am uitat în față la radiator. Ce-i drept este că cei de la Tesla, în momentul în care am fost astă iarnă cu probleme, mi-au spus, doamne, uitați-vă și pe la radiator, dacă e mai dă la spălătorie, mai dați cu un pic de jet de apă, poate se mai curăță, nu știu ce. Eu m-am uitat atunci, nu mi s-a părut cine știe ce. În schimb, acum când m-am uitat, efectiv tot radiatorul, dar absolut complet tot radiatorul era colmatat de resturi vegetale. Ceea ce cred că s-a întâmplat încă de astă iarnă, era destul de din momentul toamnei când au fost o groază de frunze și așa mai departe. Bine, a prins și primăvara anului trecut. S-a umplut de resturi vegetale și nu mai făcea față. În momentul în care era foarte cald afară, nu mai făcea față. Pentru că trebuie să cedeze toată căldura aia din freon ca să le răcească și n-avea unde. Efectiv, pentru că nu era flux de aer suficient, decât dacă mergeai tare cu mașina sau la drum întins. Și atunci
Ce m-am gândit, evident că iar trebuia să curăț radiatorul. M-am uitat repede pe niște clipuri pe YouTube. Oficial, cel mai bine este să dai jos portbagajul din față, să dai jos bara față, să scoți capacul și să-l cureți mecanic cu o perie ușoară, să dai la o parte, să desfaci tot și ușor după aceea cu jet de apă, fără presiune și așa mai departe. Însă era mult prea lene pentru căldura asta să mă apuc să desfac la mașină și să stau în căldură și să, pentru că era o operațiune destul de complicată, cred că cel puțin o oră mi-ar fi luat să desfac, poate să o oră, o două, să cură, să... Na, azi nu. Atunci m-am dus la spălătorie cu 5 lei, am luat un jet la self, i-am dat bine de tot pe acolo, am curățat, am lăsat climatizarea pornită, pentru că, din câte știu eu, mașina are o grilă activă care se închide, se deschide și am zis că nu vreau să se închidă ca să pot să am acces la radiatorul din spate. Evident, mare atenție cu apa cu presiune acolo, pentru că lamelele sunt din aluminiu, sunt foarte, ați văzut și voi, dacă ați pus mâna pe un radiator, sunt foarte subțiri și foarte ușor de îndoit. Și dacă le îndoi nu rezolv nimic, pentru că iar din nou se blochează fluxul de aer. Și atunci am dat cu atenție destul de mult și vreau să vă zic că efectiv din primele 10 secunde ventilatorul s-a, de la turație maximă, aproape nu l-am mai auzit deloc. Și asta a fost tot. Evident că asta este o soluție temporară, ar trebui dat jos și curățat cum trebuie. Mare atenție din nou să nu distrugeți mai mult decât să curățați. Deci trebuie cu simț de răspundere făcută operațiunea aceasta. Cert este însă că după ce am făcut chestia asta, efectiv, instant v-am zis, s-a oprit ventilatorul și diferența în consum și în autonomie este extraordinară. Adică dacă înainte aveam consum de pe căldură, chiar și eu, când pe drum întins, era în jur de 17, 18, 19 kW, acum a scăzut la sub 15, adică efectiv după ce am făcut operațiunea aceasta, am resetat contorul A la călătorie, ia să văd, și aici aveam, acum am un consum mediu vara, acum pe căldurile astea, acum sunt 36 de grade, am consum de 15 kW, adică mașina are consum mediu 14,9 în toată viața ei, mediu, da? Și acum pe temperaturi extreme face 15,2. Este neașteptat. Problema este de design, modul în care au gândit, gura de evacuare este pusă de admisie, de fapt, de aer. Este pusă prea jos. Nu au unde să se ducă toate frunzele și mizerile și resturile vegetale. Din punctul meu de vedere, eu cred că de-a lungul vieții toate mașinile Tesla vor avea problema asta și din câte am văzut pe net sunt foarte des întâlnite. Mulți oameni care le curăță și din ce am văzut și filmulețe arată dezastruos, sunt pline de frunze. Deci mare atenție, dacă aveți o problemă cum s-a întâmplat și mie, curățați, dacă nu aveți aer condiționat sau nu mai face față sau iarna la fel. E adevărat, mașina are cât 108.000 de kilometri, n-a fost curățat niciodată, s-a mers mult, foarte mult prin oraș, multă mizerie și atunci era inevitabil să se ajungă la cazul ăsta. Dar la nicio mașină până acum nu am avut problema asta să trebuiască să curăț radiatorul, cel puțin un kilometrajul ăsta. Așa că mare atenție, mai ales dacă faceți mulți kilometri. Și mare atenție, pentru că din câte am observat în practică, de multe ori problema este că nu o să simți până nu ajunge să se colmateze de tot, nu o să simți prea tare, cel mult o creștere ușoară de consum, dar care poți să spui, băi, e normal. E, nu e normal. Dacă vă sesizezi o creștere de consum de 10, 20, 30%, eu zic că asta ar trebui prima oară să verifici dacă este destul de bine curățat radiatorul. Dacă nu, vezi alte cauze. Dar cam asta a fost. Deci efectiv când am fost la serviciu la Tesla, ei n-au știut să-mi zică ce are, nici măcar nu s-au uitat și ei în radiator să vadă că este
colmatat. Eu sper acum că s-a rezolvat și problema de astă iarnă. Mie mi se par, având în vedere principiul de funcționare, mie mi se par că sunt și modul în care s-au comportat, simptomele sunt aceleași, doar că sunt pe invers, vară, iarnă. Eu cred că odată cu chestia asta am rezolvat și problema de iarnă. Cei de la Tesla n-au știut, na, surprinzător, dar eu cred că e bine să știți. Din fericire, doar 5 lei reparația. Dar din nou vă zic că atenție mare ar trebui la un moment dat făcută și treaba asta mai profesionist. Dat jos bara, curățat mecanic. Acum sper că încă 2, 3, 4, 5 luni să fiu mai ok. Dar măcar știți acum, dacă aveți probleme de genul ăsta, să nu vă mai bage apă căldură sau apă mai rece, verificați radiatorul ăla, pentru că din câte am văzut se înfundă destul de rău. Bun, cam asta a fost. Dacă aveți întrebări, eu sunt destul de mulțumit de faptul că am rezolvat problema asta, pentru că era un stres destul de mare. Na, iarna, mai ales că m-a afectat în principiul la autonomie, pentru că mașina funcționând cu doi șoferi, unul dimineața, unul seara, bateria duce de obicei o zi întreagă. Dar când apărea problema asta, nicio șansă. Apărea și creștea consumul extraordinar de mult și aiurea trebuia după aceea încărcat în timpul zilei și era destul de mare bătaie de cap. Plus, până la urmă, uzura la pompa de căldură, că ea mergea destul de tare. Dar se pare că am rezolvat. Acum știți și voi dacă vă întâlniți cu problema asta. Dacă mai aveți întrebări, vă aștept în secțiunea de mai jos. Dacă nu, până data viitoare, salut!